A doua săptămână de octombrie a început cu o vreme superbă în București. Cum va fi de mâine în toată țara, știe Viviana Sposu. Viviana, bună seara! Bun găsit, draga mea, Andreea! Într-adevăr, e început de săptămână și eu zic că trebuie să venim cu vești bune, nu? Sperăm! E foarte cald, deosebit de cald pentru această perioadă, în mare parte din țară. Desigur că mai sunt și excepții, dar contează că meteorologii anunță vreme bună pe tot parcursul săptămânii. Mai multe zic chiar acum. Așadar, vremea ține cu noi în luna octombrie. Este foarte cald pentru această dată. Vorbim de maxime ale zilei ce vor atinge 25, chiar 26 de grade. Cel mai cald va fi în jumătatea vestică a teritoriului. Și veștile bune nu se termină aici. Vorbim despre o vreme foarte bună și din punct de vedere atmosferic. Cerul va fi mai mult senin pe parcursul acestor zile. Vântul va sufla în general slab. Vor mai apărea ceva nori în zonele extracarpatice, dar să știți că ploi vor fi posibile doar joi în zona Dobrogei, dar și în sudul Munteniei și Olteniei. Cu toate detaliile, să știți că revin puțin mai târziu. Andreea, înapoi la tine. Viviana, mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la informațiile despre vreme. Am vești bune, chiar foarte bune, deși ne aflăm în luna octombrie, ei bine, avem parte de vreme frumoasă și deosebit de caldă pentru această dată. Vedem ce se întâmplă cu vremea la noapte. Cerul va fi mai mult noros în nord-estul teritoriului, însă în rest vorbim despre un cer senin. Spre dimineață e posibil să se formeze ceață în zonele joase de relief, iar vântul va sufla moderat în zona Carpaților de Curbură, iar în restul teritoriului vântul va fi în general slab. Temperaturile vor coborî până la 4 grade în Miercurea Ciuc, 11 grade în Galați, Constanța, dar și în vestul teritoriului, timp ce în centru vorbim despre minime de până la 9 grade. Mâine vremea va fi în general frumoasă și deosebit de caldă, maxime ale zilei de până la 25 de grade în vestul teritoriului, însă bine din punct de vedere termic va fi și în nord-vest și centru pentru că temperaturile vor urca până la 23-24 de grade. Cerul va fi variabil, mai mult senin, cu orări în zonele joase din sudul și estul țării, iar vântul va sufla slab până la moderat cu intensificări în regiunile sud-estice. În capitală, la noapte, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla în general slab, iar minima va coborî până la 7 grade. Mâine ne așteaptă o vreme extrem de frumoasă și caldă, o maximă de 23 de grade, ce-i drept dimineața și noaptea vor mai apărea în orări, însă pe parcursul zilei avem parte de soare din plin. La munte, vreme frumoasă, caldă, maximele zilei se vor încadra între 11 și 17 grade, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Miercuri, vremea va continua să fie frumoasă și caldă pentru această dată. Valori termice normale pentru această perioadă se vor înregistra în estul și sud-estul teritoriului. Cerul va fi variabil, mai mult senin, cu înorări în zonele extracarpatice, iar vântul va avea intensificări în sudul Banatului, dar și în zona Dobrogei. Joi, vreme caldă, frumoasă, cerul va fi senin, vântul va sufla în general slab, dar excepție vor face zonele din Dobrogei, sudul Olteniei și Munteniei, pentru că acolo înorările se vor accentua, vor fi posibile ploi slabe, burniță, iar temperaturile vor fi ceva mai scăzute decât în restul teritoriului. La nivel național, maxime cuprinse între 18 grade în Miercurea Ciuc și Suceava și până la 24 de grade în vestul teritoriului. În centru vorbim despre temperaturi cuprinse între 21 și 22 de grade, iar în sud maximele vor atinge 22 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Sunt Viviana Sposu și vă doresc o seară minunată. Pe curând!